În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, încă din primele secole creștine, urmașii lui Hristos credeau în puterea semnului Sfintei Cruci. Sfântul Porfirie, ca să o calivit, observă. Pe primii martiri i-au băgat la fiare, iar ei se însemnau cu semnul crucii și fiarele se făceau ca niște mielușei. Îi aruncau în mare, iar ei își făceau semnul crucii și marea se prefăcea în uscat și mergeau pe ea. Îi aruncau în foc și ei își făceau semnul crucii, iar focul se prefăcea în răcoare. Ce suntem noi astăzi? Credem în Hristos, în crucea noastră. Dar de ce s-a pogorât Hristos? Nu s-a pogorât ca să întărească neputința noastră? Adică, prin semnul crucii făcut cu credință, se pogoară puterea lui Hristos și ajută neputinței noastre. În același sens, mitropolitul Antonie Plămădeală afirma că însemnarea cu semnul crucii e un apel, o chemare a lui Dumnezeu în noi, în mintea și în inima noastră. De asemenea, primii creștini făceau semnul crucii asupra bolnavilor. În Pateric citim că o rudenie a lui Ava Pimen avea un copil cu fața întoarsă la spate prin lucrarea diavolului. Odată, când mai mulți monahi veniseră să-l vadă pe marele Avă, tatăl copilului a profitat de ocazie și, văzând mulțimea aceea de călugări, s-a apropiat de ei plângând. Iar unul dintre ei l-a întrebat: de ce plângi, omule? El a răspuns: în rudă cu Ava Pimen și iată, copilul meu a fost lovit de această năpastă. Dar când am vrut să-l aducem în fața sa, ne-a cuprins frica, pentru că el nu vrea să ne vadă. Dacă află că suntem aici, trimite pe cineva și ne gonește. Părinte, fie-ți milă de mine, ia copilul acesta înăuntru și rugați-vă pentru el. Bătrânul monah a luat copilul, a intrat cu el în mănăstire și s-a purtat cu înțelepciune. Nu l-a dus îndată la Ava Pimen, ci a început cu cel mai mic dintre frați zicând: fă semnul crucii peste copil. La sfârșit, după ce toți pe rând i-au făcut semnul crucii, l-a dus și la Ava Pimen. Iar el n-a vrut să se apropie, însă toți l-au rugat zicându-i: fă și tu ca și noi, părinte, semnul crucii peste copil. Suspinând, Ava Pimen s-a ridicat și a zis: Dumnezeule, vindecă făptura ta ca să nu fie stăpânită de dușman. Și după ce a făcut semnul crucii, copilul s-a vindecat îndată. Puterea semnului crucii a rămas neschimbată peste veacuri, doar credința noastră s-a diminuat mult a celor mai mulți dintre noi. Iată ce relatează un cunoscut al Sfântului Porfirie, Capsocalivitu: de mic am avut la genunchiul stâng o tumoare, asemenea unei migdale. Când îndoiam piciorul, ieșea în afară și mă încurca, astfel că făceam o mișcare cu mâna și o împingeam înapoi. Într-o zi l-am întâlnit pe părintele Porfirie la policlinica din Atena, unde el avea un paraclis. Ne-am dus în coridorul unde spovedea. M-a pus să mă așez și în clipa aceea m-a văzut făcând mișcarea obișnuită pentru a împinge înapoi excrescența. Ce-i asta? Mă întrebă părintele. O am de ani buni, am zis. Da, o văd. Între cele două oase, acolo se află, dar nu e primejdioasă. Însemnează-o cu semnul crucii, părinte, ca să dispară, l-am rugat. Părintele a ridicat puțin capul. Crezi că dacă o să însemnez cu semnul crucii o să dispară? Da, părinte, cred. Crezi într-adevăr că o să dispară dacă o însemnez cu semnul crucii? Da, părinte, cred. Crezi cu adevărat că dacă o însemnez cu semnul crucii o să dispară? Da, părinte, cred. Ei, de vreme ce crezi, o să o însemnez cu semnul crucii. Și a ridicat mâna și mi-a făcut de trei ori semnul crucii asupra piciorului, în timp ce buzele sale îngânau ceva. Ei, acum o să dispară pentru mulți ani, dar va reapărea mai mare. Însă Dumnezeu nu ne lasă. O să o însemneze alții cu semnul crucii. Până atunci însă mai e. În timp ce părintele făcea semnul crucii, i-am studiat chipul. Chiar dacă nu puteam să-l privesc, era luminos, foarte dulce, strălucitor. Ochii lui albaștri erau atât de radioși. Într-adevăr, tumoarea a dispărut și a apărut după 15 ani, având dimensiunile unei mandarine. A dispărut iarăși în chip taumaturgic. De sărbătoarea Sfintei Mavra pe 3 mai, vrednicul de pomenire arhimandrit Danil, fiul duhovnicesc al părintelui Porfirie, pe care l-aveam ca duhovnic, după adormirea marului bătrân, a însemnat-o și el cu semnul crucii.
Iată o altă mărturie, având drept protagonist pe același mare bătrân. Iată un creștin grec afirmă: adeseori ceream părintelui Porfirie ajutorul pentru bolile care apăreau în familia mea, și aceasta pentru că văzusem de multe ori roade minunate în urma intervențiilor sale. Odată mă durea inima, de obicei am tahicardii, aveam dureri foarte mari. Tocmai atunci m-a sunat părintele: te doare inima, fiule? Te doare acolo și acolo? Și îmi descria în tocmai cum era. Da, părinte, chiar așa e, am recunoscut eu. Apoi îi spun: părinte, iată, acum văd că a încetat să mă mai doară. În clipa aceea, părintele a început să râdă, lămurindu-l: iată, te însemnez eu cu semnul crucii. Deci puterea semnului crucii e benefică, e lucrătoare și la distanță. Manziridis Nicolae, inginer din Voios, Grecia, își amintește dintr-o vizită făcută cuviosului Paisia Ghioritu la Panaguda, în Sfântul Munte. Ieșind noi în curte ca să ne luăm rămas bun de la starețul Paisie, tatăl meu i-a mărturisit despre o durere pe care o simțea în partea dreaptă a abdomenului, sub coaste, și care îl chinuia de 2 ani. Medicii nu puteau afla nimic și de aceea nici nu puteau să indice vreun tratament. Atunci starețul i-a spus: ei, și ce pot face eu cu această durere, binecuvântatule? Gheronda, dacă mă veți atinge acolo unde mă doare, cred că mă voi face bine. Atunci starețul Paisie a făcut semnul Sfintei Cruci pe locul unde îl durea și a zis: hai, binecuvântatule, acum du-te, Maica Domnului să te binecuvinteze. Ia și bastonul acesta pe care l-am aici ca să te ajute la drum. Să mergi cu binecuvântarea Maicii Domnului. Apoi ne-a salutat și ne-a binecuvântat. Din acea clipă și până astăzi, pe tatăl meu nu l-a mai durut în acel loc. În anul 1994, un monah din Sfântul Munte a mers să se închine la mănăstirea veche a Sfântului Dionise de Olimp. Acolo a întâlnit o bătrână foarte evlavioasă, care îi ajuta pe închinători. Bătrânica a povestit monahului următoarele, fiindcă voia să afle părerea lui dacă face bine sau nu. I-a mărturisit: când văd vreun șarpe în curtea mănăstirii, căci aici sunt mulți șerpi, îl însemnesc cu semnul Sfintei Cruci și șarpele înțepenește, se face ca o vergea, apoi îl prind și îl arunc afară. Unii îmi spun: ești neghioabă, de ce prinzi șerpii cu mâna? Dar de ce să fiu neghioabă, le răspund eu, ce este mai puternic, șarpele sau crucea lui Hristos, pe care s-a răstignit și a mântuit toată lumea? Și mai departe, bătrâna s-a destăinuit: cu puterea lui Hristos, atunci când vreau să frământ, când vreau să facă prescuri, pun făină și apă, le amestec, le însemnesc cu semnul Sfintei Cruci, iar apoi aluatul crește și fac pâine. Deci fără ca acolo să pună drojdie sau maia. Iată puterea semnului Sfintei Cruci la o persoană cu credință. Puterea semnului Sfintei Cruci o arată și o întâmplare din viața Maicii Gavrilia Papaiani, de când aceasta viețuia în India, făcea misiune în India. Silvia Scapa, într-o scrisoare din 1992, rememorează clipe petrecute împreună cu Maica Gavrilia în India. Îi vedeam pe toți misionarii, acolo existau misionari non-ortodoxi, cum fierbeau apa pe care o beau și cu toate acestea făceau un continuu dizenterie. Știți ce mizerie este în India? De partea cealaltă, viitoare Maică Gavrilia și eu beam din diferite izvoare, chiar și din fluviul Gange, pe care indienii dau drumul cadavrelor și unde varsă apa menajeră, și nu pățeam nimic. O vedeam însă cum de fiecare dată făcea semnul Sfintei Cruci și zicea: în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și după aceea îmi dădea să beau și bea și ea. Și noi niciodată nu făceam dizenterie. Iată o altă întâmplare din zilele noastre, vădind aceeași putere a semnului Sfintei Cruci. Odată pe când ne construiam casa, povestește o femeie pe nume Ecaterina Patera, starețul Paisia Ghioritu a venit în satul nostru, care se numea satul Sfântul Gheorghe. Atunci un băiețel de 8 ani, care se numea Ștefan, a căzut de la etaj jos pe ciment și s-a lovit la cap. I s-a făcut o rană mare, de unde îi curgea mult sânge. Bunica și mama lui, precum și toți cei ce erau de față, țipau și nu știau ce să facă. De ce strigați așa? I-a întrebat starețul Paisie. Apoi a coborât la copil și cu o cruce pe care o purtea la el, a făcut asupra lui semnul Sfintei Cruci. După aceea a cerut puțină vată și i-a pus-o pe rană. Nu a mai fost nevoie nici de medic și nici vreo cicatrice nu i-a mai rămas.
Tot în biografia acestui mare bătrân citim că odată a venit la Sfântul Munte și umbla pe la mănăstire un tânăr din Tibet, în vârstă de vreo 17 ani, pe care îl chema Gheorgheachi. Acesta era grec de neam, dar la vârsta de 3 ani fusese dus de părinții lui la o mănăstire budistă din Tibet, unde înaintase mult în yoga și ajunsese un vrăjitor iscusit, putând să cheme pe orice diavol voia. Cu puterea satanei făcea tot felul de demonstrații care pricinuiau uimire. Lovea cu mâna peste pietre mari și le sfărâma ca pe niște nuci. Putea să citească și cărți închise. Spărgea alune în palmă, arunca jos cojile, iar miezul rămânea lipit de mână. Niște monahi l-au adus pe Gheorgheachi la Panagugda ca să fie ajutat de Sfântul Stares Paisie, adică aceia știau că prin puterea demonilor face toate aceste minuni. Și aceia din milă l-au adus la starețul Paisie. Când a ajuns acolo, Gheorgheachi l-a întrebat pe stareț ce putere are și ce minuni poate face. Atunci starețul i-a răspuns că el însuși n-are nicio putere și că toată puterea este a lui Dumnezeu. Gheorgheachi, vrând să-și arate puterea, și-a concentrat privirea spre o piatră mare care era la distanță și aceea s-a făcut bucăți. Atunci starețul Paisie a făcut semnul Sfintei Cruci pe o piatră mică și a spus să o spargă și pe aceea. Gheorgheachi s-a concentrat și a făcut vrăjile lui, dar n-a reușit să o spargă. Văzând aceasta, a început să tremure, iar puterile demonice pe care credea că le stăpânea, neputând sparge piatra, s-au întors împotriva lui și l-au aruncat cu putere de cealaltă parte a râului, unde starețul a mers și l-a găsit într-o stare jalnică. Aproape contemporan cu noi a fost și cuviosul Iacob Salichis, pe care diavolii mult îl pismuiau pentru viața lui sfântă. Iată ce a istorisit odată. Era în perioada când reparam camerele mănăstirii. Într-o zi, cu puțin timp înainte de amiază, fiind obosit, m-am întins puțin pe un pat. Reparam tavanul acelei chilii și am vrut să mă odihnesc. Deodată s-a deschis ușa și a intrat în chilie un soldat. Era încălțat cu niște cizme vechi și rupte, avea un singur ochi în frunte, adică era clar că era un demon. A strigat sălbatic, deci aici ești, acum ai să vezi ce ai să pățești. Și împreună cu el au intrat în camera aproximativ 18 diavoli, cu diferite înfățișări, ca de oameni, de pitici și de animale sălbatice. S-au aruncat peste mine și au început să mă lovească și să mă chinuiască. Eu am încercat să fac semnul Sfintei Cruci, dar trei dintre ei mi-au ținut mâna și altul mi-a deschis degetele, ca să nu pot cu trei degete să însemnez peste ei cinstita cruce. Loviturile și chinurile pe care mi le-au făcut nu se pot spune. Din gură și din nas încurgea sânge, buzele erau crăpate, barba și părul încâlcite, rasa desfăcută. Degetele îmi erau răsucite, iar urechile aproape să mi se spargă de cuvintele pline de urăciune pe care le auzeam. La un moment dat am reușit de mi-am eliberat mâna și am făcut semnul Sfintei Cruci. Imediat au sărit pe fereastră și au fugit, lăsându-mă pe jumătate mort. Diavolul arată sfinți, precum Ioan de Kronstadt, fuge de semnul Sfintei Cruci. După Sfântul Ioan Gură de Aur, demonii o iau la fugă și numai când aud cuvântul cruce. După cum câinele fuge de bățul cu care a fost lovit, tot așa și diavolul fuge de crucea care îi amintește că pinea a fost bătut și înfrânt. În catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului, care a trecut la Domnul în anul 386 după Hristos, citim: crucea este semn pentru cei credincioși și teamă pentru demoni. Iisus i-a biruit pe aceștia prin cruce și i-a dat cu hotărâre pe față. Când demonii văd crucea, își aduc aminte de cel răstignit, se tem de cel ce a zdrobit capetele balaurului. De aceea îndeamnă Sfântul Chiril, fă-ți cu încredere pe frunte, cu degetele, pe cetea și fă cruce în toate acțiunile tale, și când mănânci pâine, și când bei din pahar, când pleci de acasă și când vii, înainte de a te culca și când te trezești, de să-ți faci cruce când ieși din casă pentru că nu știi ce ispite te așteaptă și să-ți faci cruce înainte să intri înapoi în casă că nu știi ce ai adus cu tine din lume, ca să le debarasezi acolo afară, să nu le bagi înăuntru. Deci să-ți faci cruce când pleci de acasă și când vii, să-ți faci cruce înainte de a culca, de a te culca și când te trezești, când călătorești și când te odihnești. Mare protecție este crucea, încheie el.
Un autor duhovnicesc rus, rămas anonim, scria: Crucea lui Hristos este temelia și centru din care pornesc razele luminoase ale păcii, ale bucuriei și ale nădejdii. Vedeți, la ortodoși, crucea este făcută cu aceste raze ale învierii. Hristos n-a rămas pe cruce pironit acolo, ci Hristos a înviat. Deci crucea lui Hristos este temelia și centru din care pornesc razele luminoase ale păcii, ale bucuriei și ale nădejdii. Tot ce nu poartă numele Mântuitorului răstignit, tot ce nu e pătruns de Duhul crucii și contrazice învățătura Evangheliei, nu se poate numi cu numele lui Hristos, nu poate fi al lui, nu vine de la Dumnezeu. Am încheiat citatul. Într-o carte de predici intitulată chiar Crucea lucrează în lume, părintele profesor John Baer notează: Dumnezeu nu poate lucra pentru noi decât numai dacă noi înșine luăm crucea și trăim prin ea. Pentru a fi născut într-o viață la care suntem chemați, viața veșnică, pentru a fi părtași la viața lui Dumnezeu însuși, este nevoie să ne luăm crucea. Fiindcă aceasta ne arată, în cel mai dramatic și paradoxal chip cu putință, viața lui Dumnezeu și iubirea lui Dumnezeu. Adică atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe însuși Fiul Său l-a dat la moarte și încă moarte pe cruce. Prin asumarea crucii, prin faptul că nu mai trăiesc pentru mine însumi, ci în slujba lui Dumnezeu și a celorlalți, noi deja, chiar de acum, intrăm întru și trăim viața care este viața necreată a lui Dumnezeu însuși. Având toate acestea în minte, să ne ațintim atenția asupra cinstitei și de viață făcătoarei cruci, să nu ne rușinăm să o ridicăm, să o ducem și noi și să-L urmăm pe Hristos, pregătiți pentru toate încercările pe care le aduce cu sine, pentru că oricine vrea să urmeze lui Hristos va fi supus ispitelor de demoni, dar de asemenea știind că aceasta singură este calea spre deplinătatea de viață. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.